partenerul de securitate al proiectului GSS Securitate. Moldcell, sponsor general. Bună seara și bun găsit la agenda Fabricii de Staruri. Ziua a început cu o mică ceartă între șeful casei Mihai și Lorena. Acum ținta atacurilor este Mihai. Odată ce Dragoș nu mai este în casă, să vedem ce anume a stârnit cearta. Trebuie să țină cont cam cât mâncă fiecare, să zic așa, și facem o anumită porție și ce mâncă fiecare, că eu, de exemplu, cașcaval, nu mâncă toată lumea cașcaval? Normal. Ok. Mezei. Dar să țină cont așa, ca să nu se adune aiurea acolo. Nu se adune. Da. Păi dar stai, mă, nu i-ai fost destul de convingător să ne aducă mâncare. Auzi tu, Lorena, când o să fii tu acolo și nu mai tot băga de vine și face de astea, că ești aiurea, pe bune. De ce tot timpul trebuie să ataci? Pe bune, că nu-mi place ce faci. Și fix pe mine mai gătit. Mai găsit pe mine. Că vezi că păi tu ești șeful. Te rog frumos să taci din gură și deci să vezi de treaba ta. Tu auzi și vorbesc cu tine. Vezi de treaba ta. Când o să mă aleg eu de tine, atunci te legi de mine. Gata. Mihai, pup-o. O pup. Păi dar nu vezi ce face, că asta e tot. Dar pup-o cu ramă. Mihai! Mihai! Da? Ne cântăm la gitară și dar tu cânti la pian. A înțeles că în pian cântă mai tare și cântă la pian. Oamenii, ați nebunit sau ce? Irina! Încă una. Unul s-a dus la pian, că pian cântă mai tare. S-a dus la pian, tromacul. Nu, șefo! Mihai a observat că pian cântă mai tare și s-a dus la pian să... Cântă tare. Eu nu înțeleg. Eu precis. Irina, poți să te duci să te arunci o piernă în cap? De ce? Da, na. Că el n-a să înțeleagă. Na. Irina, na. Zic să ți-ai să transmis. Nu, că el nu înțelege asta. E bun, băiat, dar... Mișca. Păi niște chestii... Avem o rugăminte mai încheiată. Observat că cânt la chitară, hai să cânt mai tare. Eu am crezut că el zice să nu ne deranjeze sau să el tot am înțeles așa. Dacă ăștia cântau la chitară. Deși. E șef, da? Până acum e șef. Lasă, o să fiu eu șef. Cum este să fii șef? Păi trebuie să fii atent la mai multe lucruri, ca de obicei. Să te preocupe un pic, ordinea și... Puțin mai stresant la început. Ce s-a întâmplat azi dimineața? Azi dimineața am venit că... Da, era vorba de mâncare, că nu este mâncare în frigider. Și s-o trezi de Lorena iară să comenteze ceva. Și vorbește numele cui nu treabă și atunci nu. Asta e, dacă se bagă unul în unui fire pe oală, trebuie să-și vadă de treaba ei, atâta tot. Nu să facă pe deșteaptă și să facă mișto. Asta e problema. Face cu răutate, eu așa am impresia. Ce să-i facă? Chiar dacă a fost salvat de colegi, Andy e panicat din cauza nominalizării, iar Doina se teme că va pleca acasă. Concurenții încearcă să se îndreptățească și caută vina în altcineva. Aceștia au încercat să clarifice situația împreună cu directoarea casei, Tania Cerga. Pe mine m-a afectat un pic. Eu am crezut că nu m-a afectat, dar m-a afectat. Psihic, s-a zis psihic. Da, pentru că noi am văzut că-s mai recalcitrant. Cum? Am o stare. Nu, cred că dacă mai sunt odată și scap, deja sunt imun. Nu chiar. Nu mare de ce. Tu ai fost de două ori, așa-i?
Nu are de ce să mă dovedești. Tu ai căzut din prima, Beti. Tu ai căzut din prima. Da. Eu nu te-am înțeles. Eu n-am nicio chestie. Eu pe mine, dacă mă pui să cântăm mică, îți cânt la fel de bine cum am cântat până acum. Trebuie și mai bine. Aici e problema. Că în bine le trebuie îmbinat cu mai multe chestii. Degeaba când bine. Mă ies eu pe să-l menajez pe ăla. Cum? În fabrica 1-2 s-au nominalizat absolut tot. Și Bruno a fost nominalizat. Iată și Bruno. Bruno a fost suși. Da? Eu zic și el a fost tare bun suși. Bruno nu. Nu, la care a fost cel mai bun din 2? Eu nu știu. Cred că eu pot finalizat piesa și cum. Așa e mai... Și așa e să fie, tu de mult trebuie să zbori. Mere, eu știu. Eu spune să poți să mă interesează. Ce gunoi. Ești un gunoi. Cine crezi că a cântat mai slab decât tine? Păi Maria cânta slab. Ea știam că o să facă piesa. Știa și ea. Am avut un... oarește cunoștințe. De la repetiții ne-am dat seama că o să cânte și ea știa că nu o să iasă piesa. Asta e, m-am așteptat de la început de când am primit piesa și am zis că hai să încerc. Ești de acord cu decizia juriului? Bine, nu sunt de acord că am fost eu salvată pe lângă Doina și Denis, pentru că, nu știu, părerea mea e că Doina merită, are o voce, eu consider că are o voce mai bună. Acum eu să fiu în locul tău, da? Să-ți spun cum aș privi eu lucrurile. De fapt, cum aș încerca să privesc lucrurile. Că nu știu, deocamdată nu sunt chiar în locul tău să... Dar eu văd altfel, pentru că, uite, ai avut câteva piese. Adică la fiecare concert s-a spus Doina a cântat foarte frumos, Doina... Așa, Doina, așa, deocamdată numele meu nu s-a auzit, Maria, a cântat frumos sau Maria. Eu, dacă ies să plec sau astea, dacă acum am în locul tău, aș pleca cu capul sus, pentru că știu că am avut câteva piese și că am demonstrat că, băi, eu cu adevărat am voce. Da, știu, Maria, când dar eu dacă aș, nu zic, că, acum ca și chestie, pentru că este o posibilitate, 50-50, nu? Da, așa. E o posibilitate să rămâi sau să pleci. Da. Că trebuie să te gândești și la asta și la asta. Iar eu, dacă aș pleca, acum, în momentul ăsta în care ești tu, eu nu aș fi fericit. Cine crezi că va părăsi competiția duminică? Dintre Doina și Denis, sincer. Aș putea să spun cine aș vrea să rămână în casă, pentru că nu pot să-mi dau seama dintre ei de cine să rămână. Aș vrea Doina pentru că, sincer, mă înțeleg foarte bine cu ea și are un suflet mare. Dar nu știu ce o să se întâmple. Denis poate că va dormi mai mult și astea și nu știu dacă publicul apreciază sau nu asta, dar și Denis este un băiat cu suflet mare. Poate că pare el mai caragios sau așa. Sincer, nu știu. Crezi că a fost cineva mai slab decât tine și n-a fost nominalizat? Betty. Deci eu recunosc ca și nivel s-a mai ridicat și are mai multă încredere în ea, dar Doina a cântat mult mai. Chiar și Denis. Aici toate folosim, deci nu există una nu folosește. Asta nu știu că e... Ba, există. Care nu folosește deloc? Eu nu prea folosesc machiaj. Nu, eu știu, dar deloc nu există. Adică eu nu... Eu și o cremă, dacă o folosești, ai venit. Crema nu, e doar tonerul care l-am dat la mine. Nu. Asta este o chestie fără. Betty a fost... peste ton, sub ton, pe urmă bine, dar a avut piesă grea. Deci a avut o piesă foarte grea, așa că nu intră în discuție. Și a revenit, asta e bine, măcar. Majoritatea sunt de părere că tu trebuia să fii nominalizată săptămâna asta. Cum comentezi? Mă așteptam să fie așa, că am văzut reacția lor în casă, dar asta este. E concurență, nu? Uh-huh. Până la urmă. Uh-huh. Cine crezi că va părăsi concursul duminica asta? Eu zic că mie îmi plac amândoi. Și cum cântă și ca om. Nu știu, eu o văd pe Doina. Ne vedem mâine la aceeași oră. Mai multe detalii urmăriți pe 2 Plus la ora 22:30 sau pe fabrica.md. La revedere!
Mold Cell, sponsor general.